Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi Minunat, Sfetnic, Dumnezeu Tare, Părintele Veșnicilor, Domn al Păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit. Va da scaunului de domnia lui David și împărăției lui. O va întări și o va sprijini prin judecată, neprihănire, de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. O veste din cer a urmat să vină Fecioarei Maria, căci a avut credință când îngerul i-a spus că-l va chema Iisus. Regele s-a întrupat, și că vândut va fi. Omule cu suflet dor, știu că-ți trebuie ajutor ca să fii născut din nou și pe Iisus să-L urmezi. Omule cu suflet dor, căci Iisus va intra în ea. El mântuire ne-a dus de când a spus că-L va chema Iisus. Și cine gândea că El va muri pentru păcatele noastre și că fii născut din nou și pe Iisus să-L urmezi.